Mă bucur să vă întâlnesc, să vă cunosc la Constanța astăzi de ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, zi în care în orașul meu natal, Tecuci, sunt prăznuiți doi oameni deosebiți. Este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este patronul spiritual, duhovnicesc al orașului, și noi acolo mai avem un patron, să zicem, cultural, care se numește Alexandru Mironescu. Alexandru Mironescu, care a făcut parte din gruparea Rugul Aprins și care a fost în lotul Rugului Aprins, a făcut pușcărie la Jilava și la Aiud și care de un an de zile a fost declarat cetățean de onoare post-mortem al Tecuciului. Astăzi, într-un mic studiu de caz, după ce să vorbesc introductiv câteva chestiuni despre tema conferinței, o să mă refer la perioada de detenție a lui Alexandru Mironescu și la modalitatea prin care cei care l-au arestat și l-au interogat și l-au torturat au dorit să arate un alt fel de om, un om care n-a fost așa și care ar trebui să fie mai bine cunoscut astăzi, pentru că foarte multă vreme a fost un scriitor trecut la Index, la Indexul Securității, și de puțină vreme cărțile lui au început să apară, să reapară în piața de carte din România. Am văzut că jos aveți acest volum din jurnalul lui Alexandru Mironescu, acest scriitor, savant, profesor de chimie și de filozofie la București, a ținut 19 ani un jurnal secret, care a fost și acesta arestat de securitate în 1958, până a fost ridicat de acasă împreună cu fiul său Șerban și cu părintele Daniel Sandu Tudor, care era în vizită la el. Ei bine, nici până în ziua de astăzi, SRI-ul nu a dat drumul la jurnalul lui Alexandru Mironescu. Sunt câteva pagini, efectiv câteva pagini, care au fost recuperate și, în ghilimele, nu știm din ce motiv încă mai țin jurnalul sechestrat, închis. Așadar, tema este o temă pentru mine foarte grea, pentru că vorbesc în fața domnilor voastre și îmi dau seama că vorbesc în fața unor persoane care știu dinăuntru ce înseamnă a fi arestat, a fi torturat, a fi chinuit, a fi dezumanizat, în fond. Pentru că asta este lucrarea care s-a încercat atâția ani în România. Dezumanizarea omului, ideologizarea lui, schimbarea minții și, practic, sclavia. E o formă de sclavie în toate. Bun. Tema se numește Între condamnare și canonizare. De ce? Pentru că auzim de foarte mulți ani că, de exemplu, în Rusia au fost condamnați martiri care au murit în perioada comunistă. Auzim că în alte țări, precum Polonia, la fel au fost canonizați martiri care au suferit pentru credință și vedem că la noi încă nu este acest pas făcut. Ne întrebăm de ce. Conștientizăm că Biserica a avut în ultimii 60-70 de ani curajul de a canoniza mulți sfinți. Din 1950, pe vremea regimului, au început canonizări substanțiale în România. Din 1950. Din 50 până în 2018, acum 2-3 săptămâni, au fost foarte multe canonizări în România. Sfinți români. Dar niciunul dintre aceștia nu a provenit din închisorile comuniste. Evident că este o întrebare, este o temă, de ce? De ce întârziem? De ce nu o facem acum? Eu nu-mi pun întrebarea dacă o vom face, pentru că sunt convins că o vom face. Biserica este curajoasă pentru că ea primește curajul de la Hristos. Nu e vorba de curajul unor oameni, sau curajul unor mireni, sau curajul unor ierarhi. E vorba despre momentul pe care îl rânduiește Dumnezeu. Ei bine, se pare că între condamnare și canonizare poate să curgă un timp foarte lung. S-ar putea ca în următorii zeci de ani să nu vedem niciun sfânt al închisorilor canonizat.
Dar s-ar putea să vedem. S-ar putea să vedem acest lucru în Basarabia. S-ar putea să vedem pe Valeriu Gafencu canonizat pe biserica de la Chișinău. Biserica care ține de Moscova, nu de București. Toate acestea sunt posibilități. Ceea ce doresc să vă pun înainte astăzi este un soi de impediment care ar putea opri canonizarea unui sfânt al închisorilor, oricare ar fi acesta. Nu facem aici distinții sau nu facem, nu avem partipriuri, nu ne interesează așa ceva. Dacă omul acesta sau acela a avut o viață sfântă, a murit pentru credință, prin el Dumnezeu a făcut minuni, s-au convertit oameni prin mărturia lui, prin viața lui, atunci ușor, ușor se împlinesc aceste condiții de bază pentru canonizare. Ați auzit că sunt de câțiva ani cercetător în arhivele CNSAS. CNSAS este o instituție care a împlinit 18 ani. A ajuns la majorat. Să nu ne așteptăm la prea multe de la un tânăr de 18 ani. Este un tânăr care, pe lângă dorința și curajul de a face și de a spune, mai are nevoie și de înțelepciunea unui matur. Și vedem foarte bine că această înțelepciune încă nu a apărut. Și când spun aceasta, mă refer la ceea ce înseamnă conducerea CNSAS în principiu. Legea care a stat la baza înființării acestei instituții interzicea cu desăvârșire politizarea CNSAS-ului. Era imposibil să fii membru într-un partid și să fii în Consiliul CNSAS. Acum este exact invers. Este necesar să fii membru într-un partid și să fii, ca să fii în Consiliul CNSAS. Ei bine, dacă ar fi fost de bine lucrul acesta, în 18 ani, cred că am fi avut multe descoperiri. Sau am fi făcut progres. Din nefericire, se pare că arhivele sunt așa cum sunt ele, sunt folosite în trei feluri. Și când spun sunt folosite, luați acest cuvânt ad literam. În primul rând, arhivele sunt folosite în interes personal sau de grup. Cu alte cuvinte mai pe românește, îl ai pe cineva la mână, îl ții sub observație, îl ții cu cu șantaj, cu dorința de a-l strivi la primul moment în care ridică vocea. Este din nefericire cel mai urât mod prin care noi am reușit în ultimii ani să folosim arhivele. În al doilea fel, arhivele au fost folosite într-un sens personal. În sensul că persoane care au fost deținute au dorit să își cunoască dosarul de securitate. Și a fost libertatea de a-ți cere dosarul, de a-ți consulta dosarul. N-a fost un lucru ușor. Pentru că mulți au descoperit ceea ce nici măcar nu visau, ceea ce nici măcar nu doreau, să vezi soția, să-ți vezi rudele, să-ți vezi apropiații, prietenii cei mai buni care au fost racolați sau forțați de către securitate. De curând am citit un caz al unui scriitor, mare cercetător la CNSAS, care printre miile de pagini a descoperit-o pe soția lui, care era tocmai cea care îl turna permanent la securitate. Vă dați seama că pică foarte greu, pică foarte, foarte greu, da? Tocmai de aia ne-am încercat să văd dosarul, că mi-e frică de exact ce a spus noastră. Mi-e teamă să descoperi ce e acolo. Mai bine renunț. Am înțeles. Nu-i bine să renunțați. Ba da, eu am renunțat. E poziția domnului Sarele, da. Exact ce a spus dânsul. De când descoperi cine m-au turnat, mai bine prefer să fie, nu știu. În urmă cu câțiva ani am fost la Geneva, la fiica lui Alexandru Mironescu, doamna Ileana Mironescu, și aveam la mine dosarul tatălui său. Și am spus, doamnă, am dosarul tatălui dumneavoastră aici în geamă. Vreți să-l vedeți? Ce credeți că a spus? Nu. A zis, nu vreau să-l vedeți. Și vreți să vă las o copie? Să-l vedeți altă dată? Să-l răsfoiți când aveți timp, când sunteți liniștită, relaxată? Nu. Și am plecat. Am venit al doilea an, n-am mai întrebat-o dacă vrea dosarul, nu mi-a zis nimic de dosar.
dar un an înainte de a muri. A venit în România, s-a dus la CNSAS și a cerut dosarul tatălui său. L-a luat, l-a citit și ca un creștin adevărat s-a împăcat cu toți înainte de a muri. Pentru că acolo în dosar, într-adevăr, erau situații delicate, complicate. Știți cum, după ce erai eliberat din închisoare, erai monitorizat în permanență până la intrarea în groapă. Alexandru Mironescu merge la un control la un moment dat, în anii 71, el a trăit între 1903 și 1973 și descoperă un cancer. Medicul îi descoperă un cancer la intestine și la ficat. Și securistul care îl monitoriza trece acolo în notă să se păstreze în continuare supravegherea strictă, deci omul se pregătea de mormântare și mașinațiunea securității propunea în continuare monitorizarea strictă a celui care practic își făcea, să zic, programul de mormântare. Vedeți, cam ăsta era modul de gândire. Ei bine, ne întoarcem. Doamna Mironescu vine în România, ia dosarul și Dumnezeu știe ce a gândit când l-a citit. Dar un lucru i-am spus din dosar, un singur lucru. Zic, vreți să știți cum l-au botezat, în ghilimele, securiștii pe tatăl dumneavoastră? Repet, era un om care avea două doctorate. Era doctor în chimie la Sorbona și doctor în filozofie la București. L-au botezat Mișu. Mișu pare o glumă, pare așa un cuvânt, să zicem așa, fără nuanțe negative, dar bineînțeles că era o ironie, era o degradare, pentru că nu avea nimeni de gând și nu avea timpul nimeni din securitate și din cei care anchetau să recunoască vreun merit cuiva. Știți episodul în care Nichifor Crainic ține un cuvânt în pușcărie și cineva asculta la ușă și intră deodată și spune, scoate cartea, dă-o încoace și el spune, care carte? Zice, cartea după care ai citit. Și el spune, da, n-am citit. Securistul îi forțează pe ceilalți să mărturisească și îi spune, n-a citit, domnule, a vorbit. Și măi, da, deștept mai ești, zice. Și, bineînțeles, l-a apostrofat în limbajul vremii și așa mai departe. Bun. Așadar, întrebarea de bază este dacă dosarul de deținut politic poate să fie un impediment pentru canonizare. Asta este întrebarea cu care pornim la cercetarea de astăzi. În istoria bisericii am avut mulți sfinți care au fost condamnați. Și unii chiar au fost condamnați la moarte. De exemplu, sfinții apostoli. Petru și Pavel au fost condamnați la Roma și au și murit pentru credință. Și aceasta nu a fost o piedică pentru canonizarea lui. Dimpotrivă, este o condiție de bază a muri pentru Hristos. Dar problema apare în momentul în care în nebuloasa aceasta de dosar, de dosare, de galaxia informațiilor false, a minciunilor care sunt în permanență întrepătrunse cu mici adevăruri, cu, mă rog, cu tot felul de interpretări, dacă acolo se strecoară o minciună despre viața ta, despre caracterul tău moral. Pentru că una dintre condițiile canonizării este să fie avut o viață curată, creștină. Și au fost situații în care despre unii s-au făcut afirmații fără temei. Că a fost așa, că a fost pe dincolo. Cine putea să verifice, nefiind acolo în celulă cu el, acel lucru? Nimeni. Dar din afară, totul pare posibil. Teoretic. Totul pare posibil. Și atunci, viața omului este umbrită de o astfel de afirmație care nu poate, în ghilimele, fi verificată și care de foarte mulți e luată de bun, e luată de adevărat. Cum faci ca să-ți dai seama când o afirmație este introdusă în mod fals în dosarul cuiva, în biografia cuiva? Am spus mai devreme că arhivele sunt folosite în trei feluri. În felul cel mai nefericit, de șantaj, de ținere la o presiune de toate felurile în România actuală. Și vedeți că lupul și-a schimbat părul, dar năravul ba. Aceleași
metode, aceleași mecanisme de folosire a informațiilor sunt și astăzi vehiculate, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat în România în ultimii 50-60 de ani sau 30 de ani de la Revoluție. Și stai și te întreb dacă peste 30 de ani vom defila cu aceleași metode și cu aceleași maniere. Pentru că dacă tot așa o vom ține, generațiile nu vor putea coagula. Părinții cu bunicii nu vor avea acea relație normală și firească de încredere. Am cunoscut persoane care au făcut închisoare la canal și care mi-au spus că nu le-au spus niciodată copiilor că au făcut pușcărie politică. Vă dați seama așa ceva? Și le-am întrebat, de ce? Cum? Cum? Cum e posibil așa ceva? Și mi-a zis, eu am un copil care lucrează la București. Și acolo lucrează la o bancă, ceva un funcționar. Și mi-e frică pentru el să nu fie dat afară dacă se aude că tatălui a făcut pușcărie politică. Vedeți? După zeci de ani, aceeași teamă și astăzi umblă pe străzi, pe străzile române. Ei bine, al treilea mod, care este un mod restrâns de folosire a arhivelor, este modul științific, modul prin care încercăm să găsim o metodă. Am cunoscut istorici care lucrează în arhive la CNSAS și care putem spune că au făcut foarte bine o cercetare cantitativă. Au ieșit la iveală mii de dosare, despre ele s-au scris sute, mii de cărți, mulți oameni au aflat cine au făcut pușcărie, cum s-a întâmplat, cum au fost anchetați. Dar cercetarea aceasta cantitativă trebuie completată cu o cercetare calitativă. Pentru că astfel ne vom învârti într-un noian de date și vom continua peste zeci de ani să rămânem cu incertitudine despre X sau despre Y care, sau despre care se spune că a făcut sau n-a făcut ceva. Și tema mea de astăzi este, și vă spun că este în premieră pentru mine, și mă bucur că sunt persoane în vârstă care cu siguranță au trecut prin calvarul comunist, tema mea de astăzi este să dau un mesaj de început. E nevoie de o astfel de metodă, eu nu vin să o prezint în detaliu, să o prezint ca finalitate sau ca finalizare, ci doar ca schiță astăzi. Am mare nevoie de feedback-ul, de răspunsul dumneavoastră, de părerea dumneavoastră, pentru că în discuțiile pe care le-am avut la București colegii de la CNSAS, am văzut că există interes pentru o astfel de metodă, dar nu există timp. Când ai pe cap mii și mii de dosare, nu-ți mai arde să faci niște, să zicem așa, artificii teoretice de interpretare și așa mai departe. Și atunci am încercat să constitui o echipă, o echipă în care să avem așa istorici, să avem scriitori care pot relata foarte frumos biografiile, să avem avocați penaliști din vremea de astăzi care cunosc codul penal din anii 45-60 și așa mai departe. Am încercat să avem specialiști în hermeneutică, știința asta a interpretării textelor și încet, încet, eu am tras concluzia că potențial există, dar până la ora actuală echipa asta nu s-a constituit în România. Avem tot ce ne trebuie, în schimb nu e momentul. Nu e momentul și nu e coagulare. Mă întorc la problema de astăzi. Iată, dumneavoastră știți foarte bine că viața unui om, atunci când intra în vizorul securității, putea să fie tranșată în ghilimele în patru episoade. Înainte de arestare, adică erai luat în vizor înainte de arestare, care vizor putea să fie de vreun an de zile. De exemplu, te puteau monitoriza un an sau doi sau trei în funcție de nevoile lor. Prima dată te constituia o decizie, lua o decizie la nivel de, mă rog, de procuratură, erai monitorizat. Monitorizarea asta mergea până la momentul când se lua decizia arestării tale. Deci un calup de informații veneau înainte. Un alt calup, evident că în acest calup veneau informații și de la vecinii tăi și de la colegii de serviciu, erau întrebați foarte, foarte mulți despre tine, îți făceau un portret și așa mai departe. Al doilea calup venea din momentul în care erai arestat. Pentru că dacă stăteai în zona de sud, erai arestat și erai dus automat la Jilava, care era închisoare de tranzit către toate celelalte din țară. Acolo la Jilava urma perioada cea mai sumbră, interogatoriul, care nu era o discuție, un dialog platonic, plăcut și așa mai departe, nici de cum. Era un chin, un calvar, o tortură,
și care putea să dureze perioada o lună, 3, 5, 6, un an, până în momentul în care ei constituiau lotul, când trăgeau concluziile și când trimiteau dosarul la judecat. După ce erai judecat, condamnat, mergeai la închisoare. Acolo primeai 25 de ani, primeai 20 de ani, 15, în funcție de ce făceai. Și ca să nu fim așa de gravi, pe vremea aceea era un ban care spune așa, că cineva a luat 25 de ani de pușcărie și 3 luni. Și cineva a întrebat, nu te supăra, dar de ce i-au dat și 3 luni? Păi a zis că secretarul de partid, secretarul general, a zis că e un dobitoc. Și l-au arestat. Păi și de ce i-au dat 25 și 3 luni? Păi i-au dat 3 luni pentru calomnie și 25 de ani pentru că a dezvăluit secretul de stat. Bang, dar doar funcționa. 25 de ani luai dacă dezvăluiei secretul de stat. Ei bine, în pușcărie veneau alte informații de la tine sau de la ceilalți, pentru că imediat îți introduceau în pușcărie, în celulă, un turnător, știți? Foarte bine, procedura e istorie de acum. După ce te eliberau, urma monitorizarea post-arestare. Cu alte cuvinte, biografia unui om. Afară de ce știm noi despre noi, sau ce știau cei deținuți, era populată de tot felul de informații sau de note informative sau de comentarii și interpretări care veneau din partea securității. La un moment dat despre cineva s-a spus că a fost colaborator al securității pentru că i-au ascultat telefonul și agentul respectiv a scris o notă pe baza a ceea ce discuta omul în casă cu altcineva și a zis Cutărescu a raportat următoarele. Deci, fără să fie informator, fără nimic, s-a trezit în arhive ca fiind informator. Vedeți cum foarte ușor puteau pune eticheta aceasta și tu vii și citești dosarul cuiva și spui Cutărescu a fost informator la securitate. Dar fără să știi dacă a fost așa sau altfel, dacă și-a dat consimțământul sau dacă a făcut-o în fel și chip. De altfel, despre metodele prin care deveneai informator, s-a spus și se va mai spune că erau trei. Tortura care era folosită foarte repede. Nu stăteau prea mult la discuții. Se spune că, și e adevărat ce se spune, că dacă erau doi sau trei care îți luau interviul la Jilava, unul era suplecat așa bărbătește până la coate ca să-ți facă impresii. Doi te întrebau, amiabil, polițistul bun, polițistul rău, ca să vorbim un pic în limbajul polițist de astăzi, iar cel care făcea impresie îți introducea, bineînțeles, frica. Frica era al doilea motiv pentru care puteai ceda. Deci, unii au văzut bătăile luate de colegii lor și au cedat, fără să fie atinși, măcar cu o palmă. Dar au cedat-o de frica viitoarelor bătăi. Dar nu scăpa nimeni de bătaie. Adică, nu cred că ai stat cineva care a făcut la Iud, la Jilav, așa mai departe, care să nu fi cunoscut mângâierea, în ghilimele, a securității. Bun. După ce ieșeai din închisoare, urma, să zicem, dosarul la întum. Ți se făcea dosarul la întum, în fine, mureai, ajungeai în fața lui Dumnezeu. În spatele tău rămânea o poveste cu totul și totul stranie. Au fost părinți care n-au spus copiilor că au făcut pușcării, cum v-am zis. Au fost soți care au încercat să ascundă de soțiile lor că au făcut pușcărie politică. Au fost soții care au încercat să facă acest lucru, copiii care au încercat să facă lucrul acesta de copiilor, părinți care au devenit așa, copii care au devenit părinți. Și toate astea constituie la ora actuală un balast al istoriei noastre pe care ar trebui să-l lăsăm în spate ca să putem merge cum trebuie, să construim, în ghilimele zic, să nu folosesc expresia din vechime, să construim o societate, să trăim într-o Românie normală. Ei bine, putem porni și de la aceste arhive și cu aceasta mă apropii de metoda propriu-zisă și de final. Arhivele, dacă vreți o comparație simplă, imaginați-vă un depozit de cereale foarte, foarte mare, un silos. Și
în acel siloz, până sus, ai neghină. Iar sus, vine cineva și pune grâu. Presară în partea de sus un pic de grâu. Și cineva e invitat să vadă cât e de bogat silozul. Și ți se spune, vino să vezi cât am strâns noi aici, grâul fiind adevărul, neghina fiind minciună. Vino să vezi cât adevăr am strâns noi, adică cum am făcut noi cercetare și cum am scos adevărul de la acești dușmani de clasă. Și vii și privești silozul și vezi că are 10 metri, 100 de metri înălțime și zici, Doamne, cât adevăr au strâns în arhive cei de la securitate. Dar dacă bagi mâna un pic, în siloz, vezi că e plin de altceva. Că e un amestec foarte ciudat de ceea ce au pus ei acolo, nu de ceea ce ai pus tu. Și aceasta este cea mai mare greutate în studiul arhivelor. Cum să faci diferența între ce a declarat cineva de bună voie, ce era adevăr din viața lui și ce s-a speculat de către securitate pentru a-l putea foarte ușor condamna 25 de ani și așa mai departe. Ei bine, ca să ajung la o metodă, a trebuit să combin mai multe lucruri care țin de științe. Am combinat gândirea logică, eu sunt și profesor de științe socio-umane, adică de logică, și am pus la treabă logica, care te învață să distingi între adevăr și fals, te învață să vezi gândurile care se contrazic. Am alăturat logicii hermeneutica, știința interpretării textelor, pentru că niciodată nu trebuie să citești o propoziție fără să o pui în context. Contextul poate să fie mult mai explicit decât e propoziția în sine. Iar în cazul unui om care era arestat, contextul era chiar viața lui. Dacă te iei după o afirmație care e făcută în 1958, 14 iunie, arestarea lui Alexandru Mironescu, vezi ceva. Dar dacă citești biografia lui, ai să înțelegi mult mai bine afirmația respectivă. Dar cine are timp să citească viața unui deținut? Cine are timp să pună logica și cu hermeneutica la un loc? Cine are timp să scotocească tot ce înseamnă arhive? Vedeți, aici este problema, să zicem o problemă logistică, de timp. Ei bine, în momentul în care avem aceste 3-4 științe care conlucrează, se întâmplă un lucru foarte interesant. Apare ceea ce se cheamă posibilitatea de a vedea adevărul și minciuna într-un text care e un text alambicat, un text de securitate. Cum putem face aceasta? Pe scurt, ca să nu fiu prea, să zic așa, tehnic, iată, aveți în minte că atunci când un om era condamnat, era condamnat pentru niște fapte. Ei întotdeauna spuneau, conform codului penal, te faci vinovat de următoarele fapte. De exemplu, ești acuzat că te-ai opus gândirii comuniste, că ești contrarevoluționar și așa mai departe. Faptele tale trebuiau să te prezinte într-un mod în care codul lor penal te condamna. Deci, cu alte cuvinte, trebuia să fie o suprafunere perfectă. Fapta ta și cu codul penal. Acum 3 zile, în orașul meu, am vorbit cu o vecină care e în vârstă și care mi-a zis, ei, nu i-a arestat niciodată pe cei care au făcut pușcărie politică fără să facă ei ceva. Evident. Din principiu, orice arestat a făcut ceva. Dar grila mare cu care au judecat comuniștii, grila mare, a fost această grilă ideologică. După ce Stalin a înființat Internaționala Comunistă, după ce a vrut să măture toată planeta și să o aducă sub influența comunismului, oricine nu era cu ei, era împotriva lor. Dacă nu erai în Partidul Comunist, dacă nu erai admirator, simpatizant și așa mai departe, cum erau categoriile pe vremea aceea, erai dușmanul Partidului Comunist. Era simplu să fii condamnat numai pe această bază. Dar ei au socotit că nu-i suficient. Aveau nevoie și de dovezi. Deci fapta, tu erai din principiu împotriva lor. Dar ca să te bage la pușcărie, aveau nevoie de o mascaradă de proces
prin care tu deveneai vinovat de ceea ce chipurile ei știau dinainte. Deci faptele erau clare. De exemplu, Cutărescu a zis despre comunism că este de origine satanică sau că este împotriva creștinismului și așa mai departe. A zis, Cutărescu a făcut propagandă nu știu de care, a distribuit nu știu ce materiale de nu știu care natură împotriva sau la momentul alegerilor din 46 și s-a luptat pe față cu Partidul Comunist. Sau Cutărescu n-a făcut asta, deși trebuia să respecte învățătura, lupta pentru pacea partidului, n-a făcut-o, el a luptat împotriva partidului. Deci astea sunt faptele. Pentru fapte ca acestea, mulți au ajuns în pușcărie. Dar faptele întotdeauna sunt interpretate sau receptate. Receptarea lor era esențială. Pentru că receptarea ne duce la ceea ce se cheamă caracterul acestor fapte. Și din punctul de vedere al securității, caracterul era așa, legal, adică ai făcut ceva și e legal, ai făcut ceva și e ilegal și atunci a intrat codul penal în acțiune, dar mai era un caracter foarte straniu, o grilă ciudată, dușmănos. Cuvânt care apare de mii de ori în arhive, dacă erai, dacă existai, dacă răsuflai, erai dușman al partidului. Orice spuneai, orice făceai, tu o făceai într-un mod dușmănos. Deci, faptele tale erau, din principiu, dușmănoase. Ei bine, avem faptele, avem caracterul lor și ca să ajungă cineva să fie arestat, mai era nevoie de o cercetare, de un denunț, practic, sau de o notă informativă. Denunțul acesta, sau nota informativă, bineînțeles că erau strânse, colectate și așa mai departe. Era cineva care le interpreta și care punea în legătură denunțul cu caracterul și cu fapta și apoi dosarul era gata. Ajungeai în fața judecătorului, la tribunalul militar, bineînțeles, acolo nu aveai practic nicio șansă, puteai să vii cu mii de avocați, îți respingeau apelul fără nicio îndoială, pentru că era evident că tu erai dușmănos și împotriva partidului. Ei bine, denunțul avea și el o valoare logică. Un denunț este adevărat sau fals? Pentru că eu pot să fac un denunț despre cineva și să spun că acel cineva a furat ceva și lucrul ăla să fie adevărat. L-am văzut pe X care a furat ceva. Și denunțul meu este adevărat. Am denunțat o faptă care s-a petrecut. Dar dacă eu îl denunț pe cineva care n-a făcut lucrul acela, denunțul acela e un denunț fals. Ei bine, pe baza multor denunțuri false, au fost arestați foarte mulți oameni. Cum e posibil ca un denunț fals, vedem că și în zilele noastre se practică metoda, să transforme un om liber într-un deținut care poate să ia 25 de ani de închisoare? Răspunsul este următor. N-avea nimeni de gând să tolereze o minimă logică. Când au fost arestați, cei din lotul rugului aprins au făcut toți apel. Și, în mod normal, în 6-7 luni trebuia să le dea sentința de condamnare. Dar pentru că au făcut apel, au mai prelungit cu o lună, două, analiza apelului. Toți 16 au făcut apel. Ei bine, în analiza care s-a făcut, apelul lor a fost inutil. Au spus cei de acolo că au pierdut timpul efectiv cu ei, pentru că ce au făcut ei era evident dușmănos. Și ce au făcut ei? S-au întâlnit la mănăstirea Antim și în fiecare duminică, după slujbă, se întâlneau și discutau lucruri duhovnicești. Adică citeau din Sfinții Părinți, discutau Evanghelia zilei și, bineînțeles, că fiind în perioada 46, 47, 48, 58, ca oameni normali, raționali, își puneau întrebarea ce se întâmplă cu țara lor, cât mai durează, ce se mai întâmplă. Ei, astfel de întrebări, care erau mai mult retorice, au fost interpretate de cei de la securitate ca fiind esența activităților lor. Chiar dacă ei s-au întâlnit acolo să discute lucruri duhovnicești,
ei au fost interpretați în felul următor. Uitați ce spune sentința. Din motive de conspirativitate, în 1945, inculpații Teodorescu Alexandru, Mironescu Alexandru, Braga Roman și Ghiuș Vasile Benedict au înființat o asociație cu caracter religios denumită Rugul Aprins în Mănăstirea Antim, și acum vine nuanța, sub paravanul căreia au organizat o serie de întruniri cu caracter contrarevoluționar. Când s-au pus eticheta în felul acesta, erai terminat. Puteai să le dovedești, să le demonstrezi orice, dar ei nu credeau. Mai jos, la aceste întruniri în care se purtau discuții dușmănoase la adresa orânduirii noastre, democrat-populare, au fost atrase și alte elemente reacționare ca Dabija Gheorghe, Voiculescu Vasile, doctorul și poetul, Stăniloae Dumitru, părintele, Mironescu Șerban, fiul, Văsii Gheorghe, Rădulescu Nicolae, Pistol Grigore Dan și Mihăilescu Emanuel. Acesta din urmă trăiește, este la București și poate îl cunoașteți. În această carte, care practic discută interogatorile a doi dintre ei, cei care supraviețuiesc, se spune foarte clar în felul următor. De fapt, întregul lor demers, adică cel de la interogatoriu, demonstra că nu erau interesați să afle adevărul, ci să ne înfunde cât mai tare. Orice spuneai era în van. Și Alexandru Mironescu arată foarte clar următoarele lucruri înainte de a fi condamnat. El spune așa: anchetatorii mei vor să scoată de la mine declarații imposibile. Le dovedesc evocând fapte care s-au întâmplat că ceea ce îmi cer ei este absurd. Deci pe baza faptelor din biografia lui concretă, el nu putea să spună ce n-a făcut. Dar ei cereau exact contrar, pentru că doreau să-l înfunde. Istoria, spune el, poate fi falsificată, cu voie sau fără voie, putem deveni sclavi dacă ne aflăm despărțiți de biserică. Este un element fundamental în perioada detenției. Cei mai mulți care au trecut și care au avut nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, au putut depăși momente de neimaginat. Povestește Alexandru Mironescu că l-au torturat pe fiul său în fața lui. Fiul lui avea 23 de ani, el avea 50 de ani când a fost arestat. Să-ți vezi fiul bătut în fața ta, strigând, urlând de durere, să-ți vezi tatăl bătut în fața ta, e ca la martirii brâncoveni. Și el zice, Doamne, ce-i de făcut? Ce-i cu oamenii ăștia? Pentru că el avea 50 de ani, iar cei care îl torturau aveau 23-24 de ani. Erau niște tineri, niște copii. Erau de seama copilului său. Și mai spune Alexandru Mironescu că adevărul nu poate fi inoculat omului, el este deja în lăuntru omului. Și ca să mă apropii de sfârșit, o să vă spun în concluzie în ce constă această metodă, care este, să zicem așa, un început de modalitate științifică. Sper eu să regăsesc acest grup despre care am vorbit și timpul necesar pentru a demonstra efectiv acest lucru. Știți că la ora actuală, în biserica noastră, se vorbește despre canonizarea părintelui Arsenie Boca. Este primul care se pare va fi canonizat. De această canonizare se ocupă o comisie care se numește Comisie de Canonizare, și care este condusă, pentru că e vorba de cineva din zona aceea, de Mitropolitul Ardealului. Și această comisie de canonizare, când va proclama canonizarea părintelui Arsenie Boca, o va face pe baza unui raport. Pentru că e și un dosar de canonizare, nu doar de condamnare în pușcăriile noastre, e și un dosar de canonizare. Și acel dosar va conține și un raport al cercetătorilor cu privire la Arhiva Securității. Ei bine, e cu totul și totul cutremurător ce s-a întâmplat cu părintele Arsenie Boca. I-au pus în cârcă tot felul de declarații despre care nici nu e cazul să vorbim.
pentru că nu a făcut faptele alea niciodată și au vrut efectiv nu să-l scoată din starea de preot sau de credincios, ci din cea să-l dezumanizeze în ochii contemporanilor. Dar slavă Domnului că n-au reușit. Ei bine, metoda aceasta constă în esență din următoarele două idei. Orice denunț care este într-un dosar de securitate este un denunț cu privire la o faptă. Niciodată nu se face un denunț în orb, în gol. Denunțăm o faptă, a făcut, adresa, a vorbit și așa mai departe. Dacă fapta aceea este reală și denunțul este adevărat, dacă le falsificăm pe amândouă, și aceasta este metoda, se cheamă metoda falsificării experimentale, dacă le falsificăm, adică le considerăm false, rezultă niște lucruri foarte interesante. De exemplu, falsificarea faptei presupune scoaterea ei, ruperea ei din biografia ta complet. De exemplu, spui că cineva a ucis pe cineva. Dacă fapta e reală și eu o falsific, ar trebui ca uciderea aceea să nu se fi petrecut niciodată. Să nu am niciun martor care să spună, da, domnule, omul ăla a murit. Dar adevărul mă forțează să spun ceea ce este adevărat. Deci dacă falsific fapta, eu trebuie să o rup complet din biografia cuiva. Nu va mai apărea niciodată în biografia lui. Și n-am cum să o falsific dacă ea a fost acolo. Asta e noima. Dacă falsific denunțul, dezintegrez, rup raportul dintre faptă și caracterul ei, cum v-am spus, dușmănos și așa mai departe. Deci, oricum aș lua-o, este un mod prin care scot adevărul la iveală. Dacă cineva a făcut ceva și denunțul despre el este adevărat, ăla este adevărul. N-am cum să-l schimb dacă a făcut acel lucru. Dacă nu l-a făcut și denunțul este fals, mie, ca securist, îmi este imposibil să demonstrez că lucrurile au stat așa. Dar securitatea ce a făcut? N-a avut de gând să demonstreze. A impus, securitatea a impus vinovății și asta putem descoperi noi, că anumite vinovății, anumite fapte negative au fost impuse. Că s-au falsificat biografiile oamenilor și că astăzi putem spune acest lucru nu s-a petrecut, nu avem imaginea aceasta asupra acestei persoane, pentru că lucrurile nu au stat așa. În fine, dacă avem fapte ireale, de exemplu s-a spus despre cineva că nu știu ce a făcut în parteneria cu nu știu cine, eu nu dau acum detalii, vorbesc la general. Dacă fapta este ireală și denunțul este o minciună sfruntată, falsificarea acestui denunț și falsificarea acestei fapte arată, știți ce? Arată că s-a intrat cu forța în intimitatea și în biografia cuiva. Arată că cineva a dorit cu orice preț să-i pună în cârcă acelui om un lucru rău. Deci iată că, oricum am dat-o, există un fel prin care distingem între adevăr și minciună. Mai mult, dezvăluim în felul acesta și interesul direct al securității pentru compromiterea persoanei. Când vrei să-i pui în cârcă cuiva ceva ireal, o faci cu un scop. Iar scopul acela este compromiterea. S-a spus, nu? Cineva spunea în închisoare că într-o anchetă, securistul a spus, noi o să scriem istoria pentru mulți ani. Noi o să o scriem și cercetătorii care vor veni după noi se vor încurca în aceste dosare. Și vor spune despre voi ce am spus noi despre voi. Veți rămâne în imaginea poporului niște criminali de război, de exemplu. Avem astăzi în poporul român criminali de război, vedeți, Ion Petrovici, filozof, care a fost ministru, este și astăzi criminal de război. Mircea Vulcănescu, socotit criminal de război. Dar ce crime a făcut Mircea Vulcănescu? Sau ce crime a făcut Ion Petrovici? Sau alții? Ce crime au făcut? N-au făcut nicio crimă. Dar noi spunem astăzi că sunt în ghilimele criminal de război, pentru că menținem niște hotărâri, niște decizii din 1946 sau din 1958.
Lucru care este complet ilogic. Aceasta este, pe scurt, metoda. Știu că pare tehnică, dar în practică, când o punem la lucru pe texte, ea lucrează foarte bine. Și în final vreau să vă citesc 2-3 paragrafe din Alexandru Mironescu și cu asta am terminat, din Floarea de Foc. Aceasta este cea mai frumoasă carte pe care a scris-o Alexandru Mironescu. A scris-o după ce a ieșit din pușcărie și când o să mergeți la Părintele Arsenie în chilie, la mănăstire, la Tetergiol, o să o găsiți acolo. La vitrină, în centru. Pentru că cei doi au fost prieteni și când a scris această carte, Alexandru Mironescu s-a dus la Părintele Arsenie și i-a dat-o cadou. Și Părintele o citea și o aprecia foarte mult. Pentru că este o carte cum nu s-a mai scris, nu s-a mai tipărit, este foarte rar în România, sunt câteva exemplare. Și să dea Dumnezeu să o putem retipări cumva, pentru că este un document extraordinar. În încheiere vreau să vă citesc câteva rânduri. Ce spunea Alexandru Mironescu după ce a ieșit din închisoare? V-am spus că a fost torturat în fața fiului său. Și că fiul său a fost torturat înaintea sa. Și că părinte Daniel Sandu Tudor a aflat că cei doi care erau prietenii lui sunt torturați pentru a spune și ce n-a făcut. Ce trebuiau să spună? Trebuiau să spună că ei sunt legionari, lucru care nu era adevărat. Ei nu făceau parte, n-au făcut parte niciodată de mișcare legionară. Alexandru Mironescu era profesor la București, la facultate, n-a fost fiul lui nici atât, dar i s-a pus eticheta că e membru mișcarei legionare. Și bineînțeles că prin asta este fascist și că este dușman al partidului și cu asta s-a terminat. Erai condamnat pe vecie. Și se întâmplă acolo în închisoare că vine un moment în care Alexandru Mironescu ia o decizie mare, cutremurătoare. El zice așa. Imediat. Deseori, în întâlnirile noastre, adică întâlnirile cu cel care l-a închetat și îl tortura, apărea nedumerirea că un om ca dumneavoastră, spunea cel care l-a închetat, poate să creadă în astfel de povești, adică în credința ortodoxă. Dumneavoastră, după împrejurări, se transforma în banditule, în jigniri, în lovituri, în vorbe de ocară, dar ele nu produceau asupra mea nicio impresie. El trebuia să-mi facă un portret, ca o fișă, cum îmi spusese pe de o parte, iar pe de altă parte aveam și eu socotelele mele. Ce înseamnă aceasta? Că el, în forul lui interior, în conștiința lui, era un anticomunist. Era adevărul că el era împotriva comuniștilor. Acestea erau socotelele lui. Adică el, dacă mărturisea adevărul, trebuia să spună că este anticomunist. Și el n-avea cum să spună că nu e anticomunist. Pentru că adevărul lui de credință acesta era. Mai departe. Ar fi o naivitate să vă explic, iar o pledoarie m-ar așeza în postura unui nebun. Nebunii se supără și, dorind să aibă neapărat dreptate, intră în penibile pledoarii. Atunci nebunul nu mai există decât el într-un tragic pustiu. Să explic ce? Evidențele? Să explic că sunt creștin? Ce să explic? Nu. M-am hotărât însă să vorbesc în limitele care îmi vor fi îngăduite și în limitele pe care mi le voi impune, cu dorința de a da, să nu uitați că sunt profesor, nu de meserie, ci prin vocație, tânărului acesta, trezit la viață, cu un întuneric dens în spatele lui și cu ceva incert în fața lui, imaginea unui om, cum sunt sigur că n-a avut prilejul să întâlnească niciodată.
Deci, în momentul în care, după 3 luni de tortură, Alexandru Mironescu își schimbă, în ghilimele, declarația și recunoaște că a vorbit împotriva partidului și așa mai departe, el o face, și e foarte important, în forul interior al fiecăruia s-au petrecut astfel de moment. O face ca o lecție. El avea în fața lui un tânăr pe care îl socotea ca pe fiul său, ca pe elevul său, care avea nevoie să vadă o mărturie a unui creștin așa cum n-au mai văzut niciodată, pentru că acolo în închisoare oamenii nu vedeau. Ei nu erau creștini, erau educați să strâmbească creștini. Și atunci el ia o decizie și spune, ei voi arăta acestui tânăr ce înseamnă un creștin. Și apoi face niște mărturii care s-au strâns la dosarul lucrurilor aprins incredibil. Deci ei spun, da, am făcut aia, pentru credință, am făcut și în felul acesta, aproape că, dacă vreți, luminează dosarul securității. El o face pe, gândind peste veacuri că va veni cineva care va înțelege lucrul acesta. N-am făcut-o pentru că sunt turnător sau pentru că am vrut să mă torn pe mine sau să-mi torn fiul. Eram închiși deja. Ce să mai torn? Am făcut-o ca o mărturie să-i spun acestui tânăr securist care o făcea pentru bani, apropo. Deci mulți din cei care erau în închisoare angajați, erau angajați pe bani foarte mulți. Și astăzi pot să spun așa ceva, că dacă securitatea ar fi folosit banii pe care i-a plătit cadrelor, ar fi construit nu una, ci 3 autostrăzi în România. Deci miliardele care s-au consumat cu cadrele securității sunt de neînchipuit. Cel mai mic salariu era de 65 de milioane și îl avea omul de serviciu la securitate. Cel care conducea securitatea avea 450 de milioane salariu. Deci ei o făceau pentru bani. Asta era meseria lor. Bine plătită, era cea mai bine plătită din România. Aveau salarii ca miniștri. Dar ceilalți o făceau pentru credință. Și în felul acesta ne întoarcem la întrebarea dacă o astfel de mărturie, și cu aceasta am încheiat, dacă o astfel de mărturie trebuie socotită la acest dosar un fel de cedare sau dacă trebuie socotită un argument pentru un posibil dosar de canonizare. Pentru că atunci când te hotărăști să mărturisești credința cu orice preț, așa cum a făcut-o prietenul lui, părintele Daniel Sandu Tudor, care a murit la Iud în 62, ucis, bătut cu capul de pereți, știți că aveau practica aceea, te luau de mâini de picioare și te loveau de pereți până nu mai răsuflai deloc. Așa a pățit și el. Înainte și bineînțeles că au falsificat certificatul medical, a spus că a făcut o altă problemă și așa mai departe, că era bătrân, că avea probleme cu inima, congestie cerebrală și așa mai departe. Nu, a fost crimă cu premeditare. Bun. Pentru că suntem la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aș dori să închid cu dumneavoastră împreună, gândindu-ne la cei care au murit în închisorile comuniste și care au purtat numele Sfântului Gheorghe. Și la cei care au supraviețuit și care au avut același nume și care au mărturisit în România sau în America despre ce s-a întâmplat în închisori. Eu vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să rețineți că nu vă propun astăzi ceva extraordinar. Este doar un gând că într-o bună zi am putea introduce un pic de lumină în hruba asta a arhivelor, bazându-ne pe ceva științific. Pentru că dacă mâine va avea loc o canonizare și despre acel sfânt se va spune că e antisemit sau că nu știu ce, e criminal de război, cineva trebuie să vină cu o hârtie din care să rezulte că acuza este falsă. Nu poți acuza pe Valeriu Gafencu că este antisemit. N-ai cum. N-ai cum. Au mărturisit-o evreii despre el că nu a fost antisemit. N-ai cum. Sau orice creștin că a fost antisemit dacă el a fost creștin. Nu poți să fii creștin și antisemit. Este ilogic. Să folosim minima logică. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și m-aș bucura dacă din experiențele dumneavoastră ați putea să-mi spuneți câte ceva ca să îmbogățesc efectiv această metodă, să zic așa.
Și dacă aveți sugestii pentru persoane care ar putea contribui la acest grup de cercetare care ar trebui să apară în România, nu foarte târziu, pentru că și noi avem o vârstă, chiar dacă suntem la 40, ușor, ușor viața ne duce spre alte zone și îmbătrânim și ar trebui acum să facem ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție!